extinderea rețelei de apă, înființarea rețelei de canalizare și modernizarea câtorva străzi din comună sunt prioritățile edililor locali din comuna Comona în acest mandat. Primul pas în realizarea lor a fost făcut ieri. Primarul comunei Viorel Grusia a depus o cerere prin care a cerut finanțarea acestor proiecte la Compania Națională de Investiții. Am depus la Compania Națională de Investiții ca să fim prinși în fișa sinteză pentru demararea proiectului de canalizare, studiul de fezabilitate este aproape terminat și cu siguranță vom primi finanțare la începutul anului viitor pentru începerea executării canalizării în toate cele patru sate ale comunei. Iar al doilea proiect este referitor la modernizarea câtorva drumuri comunale care necesită asfaltare și după aceea putem zice că într-un an de zile pe lista investițiilor în comună, Viorel Grusia susține că se află și proiectul de extindere al rețelei de gaz în satele Ticușul Nou și Comana de Sus și sala de sport.